Dacă ajunul și prima zi de Paști s-au caracterizat printr-un număr moderat de prezentări la centrul de primiri urgențe, deja în cea de-a doua zi a Sfintei Sărbători, numărul de prezentări a crescut direct proporțional cu alcoolul și mâncarea consumate după un post îndelungat. Au predominat afecțiunile gastrointestinale și traumatismele pe fondul consumului de alcool. A fost un grad de adresabilitate foarte ridicat. Vă pot spune pentru că în a doua zi de Paște am fost și de gardă în cadrul secției de radiologie a spitalului, cu multe prezentări, în special sindrome dureroase abdominale, colici abdominale cauzate de consumul excesiv de alimente și alcool și traumatisme. Soldate fie cu fracturi membre superioare, inferioare sau luxații. Numai în secția de radiologie pe parcursul a 24 de ore s-au efectuat 83 de radiografii și 25 de ecografii și 8 examinări computer tomograf. Cauza acestor indigestii a fost legată de consumul exagerat de alimente grele udate din belșug cu alcool. Ușoară creștere, dar știm că în fiecare an, în perioada sărbătorilor și mai ales în a doua, a treia zi, când deja se văd efectele consumului de alimente în exces, prezentările sunt crescute ca număr. La centrul de primire urgențe, în secția de imagistică medicală și în cele cu profil chirurgical, a existat o mobilizare generală a cadrelor pentru a putea face față tuturor prezentărilor și cauzisticii specifice.